Parchetul general, dar și o asociație a judecătorilor au criticat în termen dur recentele modificări operate de Parlament la infracțiunile de abuz în serviciu și neglijență în serviciu. În ceea ce privește incriminarea propusă pentru abuzul în serviciu, analiza a evidențiat că textul final restrânge nepermis de mult domeniul de aplicabilitate al infracțiunii, fiind încălcate dispozițiile Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției adoptată la New York la data de 31 octombrie 2003. Totodată, forma propusă pentru modificarea articolului 297 din codul penal abuzul în serviciu excede aspectelor analizate de Curtea Constituțională, care nu a pus în discuție limitarea sferei de aplicabilitate a infracțiunii. Au transmis procurorii de la parchetul de pe lângă în Curte de Casație și Justiție. Procurorii mai arată că aceste noi prevederi vor duce la clasarea cauzelor aflate în cursul urmăririi penale și la achitarea în cauzele în care s-a dispus trimiterea în judecată. De asemenea, mai multe dosare vor înceta din cauza reducerii termenului de prescripție a răspunderii penale. Restrângerea sferei beneficiarilor folosului material necuvenit doar la soți, părinți, frați și afini până la gradul 2, legalizează practic celelalte fapte de abuz în serviciu ale funcționarului public, săvârșite cu scopul de a obține un folos material necuvenit pentru alte rude apropiate sau alte persoane. Mai explică parchetul de pe lângă în alta curte de casație și justiție. Reprezentanții parchetului general dau și numărul de dosare instrumentate în ultimii ani de procurorii din România pe acuzația de abuz în serviciu. În perioada 2014-2017, la nivelul Ministerului Public, au fost trimise în judecată 2099 de persoane, prejudicile cauzate prin faptele misiie de către acestea fiind în sumă totală de peste 4 miliarde de lei informează procurorii Analiza magistraților a mai relevat că nu se justifică abrogarea neglijenței în serviciu din perspectiva deciziilor Curții Constituționale. În perioada 2014-2017 au fost trimise în judecată la nivelul Ministerului Public pentru săvârșirea infracțiunii de neglijență în serviciu 233 de persoane, iar prejudiciul creat prin activitatea infracțională a fost în quantum de peste 5,3 milioane de lei, au mai arătat procurorii. Și Asociația Forumul Judecătorilor a reacționat critic la modificările codului penal. Judecătorii au explicat printr-un punct de vedere făcut public, că modificarea infracțiunii de abuz în serviciu prevăzute de articolul 297 din Codul Penal reprezintă în realitate o dezincriminare de facto a acestei infracțiuni. Codul Penal a fost votat ieri de Senat, iar astăzi de cea de-a doua Camera a Parlamentului, Camera Deputaților.